Ne aflăm în gara Constanța, unde în spatele meu este primul tren care a funcționat ca și tren al soarelui. Acesta a ajuns la 11 și 15 minute, cu 10 minute mai devreme față de cât era programat. Printre călători se afla și Iulia, care a venit la mare împreună cu un grup de prieteni. Tinerii din Giurgiu își vor petrece weekendul în Vama Veche și sunt nerăbdători să dea startul distracției. Suntem elevi, este mult mai ușor, n-avem mașini. Sincer, ăsta e motivul principal. Și este mai comod și pentru noi, că ne cărămatem cu bagajele, ajungem direct în gară. A fost foarte plăcut, adică nu am avut nicio problemă cu trenul. Nici de la Giurgiu la București, nici de la București la... a fost foarte ok. Și a fost destul de bine. Ne-am încadrat perfect în timp și se mișcă bine. N-am avut nicio problemă. Astăzi este practic o avanpremieră pentru trenurile soarelui. Trenurile soarelui pleacă începând de diseară din toate punctele țării către litoral. Mâine dimineață sosesc trenurile din cele mai îndepărtate puncte ale țării pe litoral în programul Trenurile Soarelui. Cele patru trenuri de viteză care circulă fără opriri intermediare între București, Nord și Constanța ajung la destinație în doar 2 ore, timp greu de atins în condiții legale de alte mijloace terestre de transport. Durata călătoriei cu celelalte garnituri interregio pe ruta București-Constanța este în medie de circa 2 ore și 20 de minute. Foarte bine, mai multe să fie. Da, ca să fie călătoria mai scurtă pentru oricine. Și prețurile diferă în funcție de destinația aleasă. De exemplu, pentru un drum de la București la Constanța, oamenii vor scoate din buzunar aproximativ 60 de lei. În cele 40 de trenuri care vor asigura zilnic legături directe în toată țara cu stațiunile de la Marea Neagră și cu Delta Dunării, pasagerii trebuie să respecte măsurile impuse de pandemie. Acestea vor circula până pe 6 septembrie.